Astăzi revin cu un nou video și anume un haul alimentar. Cumpărăturile pe care le vedeți le-am făcut de la Lidl, magazinul românesc și Penny. Începem aici cu niște mazăre congelată. Noi folosim de la această firmă, de la Lidl, dacă nu mă înșel, și sunt foarte, foarte bune. Aici avem mălai bio. Am luat 5 pungi și sunt mulțumită. Aici avem făină. Noi facem pâine de casă, așa că această făină ne ajută foarte mult. Sunt în jur de 10 pachete. Am găsit la reducere 2 pui la 7,79 € și aici încă 2 pui la 9,63 €. Și încă 2 pui la 9,63 €. Au fost la reducere și i-am luat. Aici avem 3 pești macro, au fost luați de la magazinul românesc. Aici mai avem niște carne cu 5,43 €. A fost tot așa la reducere. Aici am luat 2 țiple de mici. Aici mai avem castravete, ceapă verde, tot așa una de ceapă, ridichi și un sac de cartofi. Aici mai avem 2 cutii de musli cu ciocolată, 3 pungi de pufuleți Gusto. Am mai cumpărat și Activia 8 iaurturi. Aici avem fasole și aceste 3 conserve. Mai avem acest iaurt grecesc cu 10% grăsime pentru copii, 2 folii de aluminiu. Aici avem lapte, acest lapte, dar și acesta. Mai avem și Actimel, 10 de Actimel. Aici mai avem ridichi, niște mărar, carne tocată, aici este dressingul pentru salată, niște ardei, dovlecei. Aici avem niște dovlecei. Aici avem niște țiple pentru copii de legume. Aceste legume le folosim noi la mâncarea copiilor. Mai avem salată verde, care arată super, super bine. Și încă una, am luat 2. Mai avem mere. Mai avem și acest pepene, niște măsline, niște 4 de smântână. Mai avem și acești covrigi de Buzău, care sunt foarte buni pentru copii, cel puțin. Și niște struguri. Și cam acestea sunt cumpărăturile din una dintre săptămâni. Eu nu prea pot să fac hauluri alimentare pentru că noi cumpărăm în fiecare zi câte ceva, iar când cumpăr așa mai mult, nu se întâmplă întotdeauna să filmez. Și acum trecem la o altă săptămână în care am cumpărat doar de la Lidl și aici este nelipsitul meu lapte, pentru că noi consumăm foarte mult lapte, avem nevoie și pentru mâncăruri și pentru copii. Aici avem Philadelphia, am luat 3 de Philadelphia, iaurt grecesc cu 0% grăsim, iaurt grecesc cu 10% grăsim pentru copii, avem pâine de toast și aici avem 4 de smântână. Am mai cumpărat și mălai, chiar e nelipsit, dressing-ul pentru salată. Aici am cumpărat ridichi, ceapă, struguri, din nou mălai, sos pentru sandvișuri, căpșuni, portocale pentru sucul copiilor. Aici avem banane, legume, pere. Și cam acestea sunt cumpărăturile dintr-o altă săptămână. V-am spus, din păcate când filmez nu sunt așa foarte multe și aici avem și niște lămâi și niște cumpărături nealimentare. În sfârșit mai avem aceste 2 țiple de hârtie igienică și am spus să încerc acești Pampers de la Lupilu de la Lidl și dacă sunt buni o să vă scriu în caz de vă interesează. Și cam acestea au fost cumpărăturile, dragii mei. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un comentariu în partea de jos și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Vă mulțumesc pentru vizualizare! Vă pup!